Spune că Iisus a întins îndată mână și i-a și spus, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Iată, avem aici răspunsul la toată Evanghelia noastră de astăzi. Când ești puțin credincios, te îndoiești. Când ești puțin credincios, nu mai întinzi mâna la Dumnezeu. De aceea spune că Iisus s-a grăbit și l-a apucat. E mare taină! Iisus s-a grăbit și l-a apucat! Dacă ții minte cuvântul lui Sfântul Efrem Siru cu care am început, vei găsi scris acolo. Și spune așa Efrem Siru. Roagă-te pe timp de pace să fie Dumnezeu cu tine în timp de război. Și iarăși spune Efrem Siru. Roadele tinereții sunt odihna bătrâneții. Și aici îndrăznesc eu să ridic un pic tonul, nu sub formă de răutate, să... Am văzut că unii mai interpretează și spune, a, că părintele nu știu ce. Nu cred că o predică trebuie ținută filozofic sau într-o predică trebuie să cauți cuvinte cu dexul pentru urechile fine. Urechile fine, dacă au capacitatea de discernere, să transforme cuvântul dur în cuvânt fin și să ia fraza ca atare, citirea printre expresii. Eu uneori vorbesc aspru sau dur, din obișnuință. Nu e felul și nu e genul de a, cum se spune eu, de a neperia. Iubirea naște valori. Păcatul trebuie să fugă din noi. Nu așa se scoate păcatul din om. Iisus a dat cu biciu și a aruncat afară din templu. Deci trebuie să fim categorici că ce este da, da și ce este nu, nu. Și de ce vă spun lucrul ăsta? În clipa în care vorbești frumos, tragi de timp. În clipa în care vorbești frumos, nu spui nimic. În clipa în care punctezi greșelile și le scoți în evidență, trezești conștiințe. De aceea și un om se simte lezat, fiindcă se simte punctat. Deci noi trebuie să înțelegem că scopul Evangheliei în biserică nu este de a ști despre Dumnezeu. Scopul Evangheliei în biserică este de a ne aduce la Dumnezeu. Scopul Evangheliei în biserică este de a ne trezi din somn. Ce spune bărbatul furios? Femeie, nu mai trâncăni în bucătărie, nu poți să dormi. Așa și aici. Băi, nu mai vorbi tare tu și mă lua peste picior, că nu-mi convine. Eu știu că nu-ți convine, dar vin aici la noi să fii în rând cu toți, ca să nu mai greșești, să fii și tu bun, să ți se pară ceea ce auzi normal. Normal că ție ți se pare anormal când tu n-ai luat niciodată contactul cu Dumnezeu, și nu știi nimic despre El. Vino să fii apucat de mână de Iisus. Vino să-L guști și tu din potir. Nu știu dacă ați fost atenți zilele astea, chiar a fost o mare mascarăciune din asta, cu un preot care n-a vrut să dea la un copilaș o împărtășanie cu lingura de unică folosință. Spre știința dumneavoastră, nici presa n-a dat un răspuns concret și corect, nici preotul n-a punctat o chestiune de mare înălțime duhovnicească. Nu că n-a știut. Probabil a fost domn și n-a vrut să supere. Sfintele vase în care se fac slujbă se sfințesc cu rugăciune specială. În momentul în care se cumpără lingurița aceea din aur sau argint cu care se împărtășesc credincioșii, ea are o rugăciune de sfințire. Lingurița aceea este clește dumnezeiesc. Citiți cartea lui Isaia. Este ținută de un heruvim, în cazul nostru, de preotul care reprezintă și spune în liturghie, noi care pe heruvim cu taină închipuim. Și lingurița aceea este numai pentru credincioși. Dacă vine sanipidul să ne cate nouă bacilul coc și înșcherichea coli și nu știu mai care ălalaltul electobacterul ăla din stomac, s-ar putea el să fie pe jos, pe altar sau prin voi icoană, că eu nu știu cine a pupat icoana. Dar el nu pătrunde pe credință. În clipa în care tu ai venit la biserică și ai sărutat icoana cu evlavie pentru sufletul tău, dar n-ai lins-o. Deci nu-ți lași acolo saliva sau rujul. O atingi simbolic cu vârful buzelor, în semn de respect sau cu fruntea. Nu să ia microbul niciodată. Asta este o impresie greșită, pentru că nimeni, și de aici ne dăm seama de subțirimea credinței,
că nimeni nu înțelege că în dumnezeiescul potir, ăla nu se cheamă potir, de aia îi spune sfinte vase. Cum poți fi o tinichea sfântă? Ce fapte a făcut? Are rugăciune specială și are destinație specială. Dumnezeiescul potir, așa se numește, în el stă trupul lui Dumnezeu. Ăla e foc mistuitor care mistuie orice problemă. Eu vă spun ca cel care am împărtășit ani de zile o chestiune sinceră și adevărată, nu ca o mărturisire de drept comun, ci o constatare. Împărtășind câte o jumătate de oră, o oră, când era postul și era multă lume, din curiozitate mă uitam cum să împărtășesc oameni. Adică în timp ce îi dădeam cu lingurița, mă uitam că unul nu știa să ia bine, unul ori căsca gura prea mare, unul ori mișca buzele și trebuia să fie atent să nu dai jos. Ei, din toată această mișcare a buzelor, te uiți. Unul are dinții reparați, unul are dinții stricați, unul poate are hepatita C, unul are poate hepatita B, unul poate are hepatita A, unul poate are SIDA, unul poate are nu știu ce boală. Tu îi hrănești pe toți 100 cu lingurița. La urmă, pui lingurița în potir, în sfintele rămase și în calitate de preot ai canonic obligațiunea supremă de a consuma tot ce a rămas, de a clăti potirul cu apă caldă și de a-l șterge frumos cu procovățul de bumbac să nu zgâri aurul ăla, ca să nu se oxideze sfintele, pentru că e regulă canonică. Și tu mănânci după toți. Nu mi-a picat nici dinții, nici părul, n-am luat nicio hepatită și de multe ori, deci chiar vă spun sincer că am ucenici care sunt medici și a spus, părinte, consumați după oricine, haideți să vă fac un test de hepatită, să nu luați, Doamne ferește, vreo boală. Zic, tu fă-ți, dam blaua, dar eu îți spun că nu este nimic. Și niciodată în 50 de ani, după 25 de ani de preoție, n-am luat nicio hepatită. Hepatita sau boala sau stafilococul se ia de omul necredincios. Și lor, celor necredincioși, le putem recomanda o problemă. Ei pot să-și facă o liturghie acasă, la ei, să-și împărtășească copilul la ei în o gradă, iar când vor avea suficienta credință că în fața Sfântului Altar stă Heruvimul cu sabie de foc, Iisus în Dumnezeu cu potir în toată plinătatea cărnii și a sângelui, poți să iei împărtășanie și cu limba de pe jos, că nu pățești nimic. Deocamdată lipsa de credință aduce justificări medicale. Mi-a plăcut de un medic, nu știu cine a fost dumnealui, nici n-am fost atent, care a spus, hai să nu spuneți că de acum vreți să băgați sanipidul în biserică. Într-adevăr, o chestiune foarte demnă de apreciat, punctul de vedere, pentru că nu o fi mare lucru la culturile astea paraoccidentale și europene să te trezești că trebuie să dai împărtășania în pilule de unică folosință cu penseta în gură. Ei, când se ajunge la treaba asta, eu prefer în calitate de preot să nu mai împărtășesc pe nimeni. Să ducă la ce preot vrea, sau eu pot să-mi iau capre, porci și să mă apuc de altceva, dar preoție în sistem impus cu povești și cu linguri de unică folosință și cu șervețele sterilizate, astea sunt prostii. Credința este în Dumnezeu cel adevărat, este în toată plinătatea și lucrarea harică a Duhului Sfânt și nu vă lăsați amăgiți de învățături greșite. Aici se împărtășesc zeci de copilași dimineața când vin mămicile, că ei mănâncă după aia, n-au regulă. Nu cred că s-a îmbolnăvit vreunul de la împărtășit. Am mai avut eu parcă unul care s-a îmbolnăvit odată, dar i-a trecut la vreo oră că era puțin răcit. Dar n-a luat gripa din potir, că acolo era Sfântul Trup și Sfântul Sânge, nu era gripă. Gripa se dă, eu știu, pe aer, după undeva, când strănuți, când tușești altul asupra ta. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? Aici este tot un gest al lui Iisus de a ne apuca de mână, înainte de a face prostii. Adică tu te temi de Sfântul și Dumnezeu cu potir? Eu zic că încă sunt un preot neîndrăzneț. Ar trebui să vă spun niște lucruri urâte despre păcatele trupești care sunt de 10.000 de ori mai groaznice decât luarea cu
cu gura din potira Sfintei Împărtășanii din Linguriță, pentru care nimeni nu se plânge când folosește droguri, când folosește perversiunile sexuale, când vorbește toate porcăriile, când își spurcă gura cu toate băuturile, când mănâncă toate nenorocirile. Și nu mai spun că eu, creștină de-a noastră bisericoasă, o găsesc folosind într-o vreme, după nu știu ce doctori naturiști și paranaturiști, folosind consumul propriei urine ca să se vindece de nu știu ce boală, de unde boală dezvoltase diagnosticul respectiv și leacul respectiv paramedical, cine i l-a dat, și am spus, femeie, nu ești sănătoasă cu capul. Toate în viața asta le-am auzit, dar asta n-am auzit-o ca popă. Orice parcă poți ierta, dar tu, ca să fii propriul tău coș de dejecții, parcă pare prea bătător la ochi. Și a zis, părinte, n-aș vrea să vă supărați. Eu n-am ce să mă supăr. Că dacă ți-am dat aghiazmă mare, eu te-am curățit, mie nu mi-i silă. Dar tu trebuie să respecti templul Duhului Sfânt. Trupul-i templul Duhului Sfânt. Unii mai fac exagerări și spun, să nu te speli cu parfumuri, să nu te dai cu săpunuri scumpe. Ba, trebuie să-l îngrijești pe trup dumnezeiește. Să-l tratezi, să-l tunzi, să-l îngrijești, să-l parfumezi, să nu-l lași transpirat, să nu-l lași infectat, să nu-l lași murdar, să nu-l lași în frig, să nu-l lași în ploaie, să nu-l lași în ger, să nu-l lași în căldură, pentru că în el stă sufletul care e mai de preț decât toată lumea. Nu există așa ceva. Astea sunt anumite și mici aberații care țin de viața și asceza călugărească. Când călugărul se spală odată la o lună sau mai miroase după el la transpirație sau se cheaptă-n odată la 10 ani sau se spală odată la 2 ani sau își tai unghiile la o lună sau la 4 ani, asta e treaba lui personală, dar el stă izolat acolo în chilia lui, în pusnicia lui, are altă lucrare cu Dumnezeu, altfel discut, altfel vorbesc, dar noi trăim într-un secol civilizat unde, după învățătura așa lui Antonie de Suroj, și după învățătura și spusele mitropolitului Antonie al Ardealului, el spunea așa, astăzi avem trei mari stări de rugăciune. Mistica din inimă, camera de rugăciune și pustia sufletului. Când eu am intrat în sufletul meu cu mine însumi și vorbesc, nimeni nu știe ce fac eu acolo. Acolo pot să stau și nespălat și flămând și trist și mâhnit pentru păcatele mele, nimeni nu știe. E nevoința mea personală. Cât suntem încă în societate, trebuie să ne comportăm ca în societate. Să dăm dovadă că am cunoscut sensul și folosul civilizației. Cam o doamnă își face părul portocaliu sau albastru, săraca are o toartă sărită. Dar în restul, în general, lumea se îngrijește că așa e civilizat. Că vrea unul să zboare pe sus și nu merge pe jos, iar e treaba lui, nu ne privește pe noi. Dar lumea normală merge pe stradă. Că toată lumea vrea să mănânce ce n-a mai mâncat nimeni, e treaba lui. Dar toată lumea consumă și se hrănește. Deci trebuie să ne ancorăm într-o ortodoxie sănătoasă, pentru că una din țintele diavolului este și aceasta. Ca să ne poată scoate din corabie sau să poată dărâma corabia în valuri mari, vine și pune biserica ușor într-o imagine de-a curmezișul societății, deși biserica merge pe linia perfect normală. Pentru că eu am să vă întreb un lucru simplu și cu asta mă apropii de final, că așa să-și încheie aici. Iar cei din corabie s-au închinat zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu și eu vreau să ajung la punctul ăsta. Noi spunem că biserica are mare efect negativ asupra societății. O sărăcește, o analfabetizează, o ține în întuneric, o cară în evul mediu, o coboară în mediocritate. Dar eu te întreb un lucru. Un sat are 2000 de oameni și un singur popă. Ce poate face preotul ăla la tot satul ca să schimbe mentalitatea satului când la biserica ai 10 babi și alea bolnavi și bătrâni, iar restul satului e la ale lui? În ce fel poate preotul ăla să schimbe mentalitatea satului? Din contra, ăla îți face un bine. Mai dă biserica cu vopsea să nu ruginească tabla, mai dă cu var pe biserică să nu arate ca un grajd, mai pune un geam să fie curat, bineînțeles, din osteneala enoreașilor, că doar nu-ți duce să-i fure.
mai pune o floare lângă biserică, mai repar un gard, mai cosește cimitirul, mai pune un lemn pe foc iarna, să nu vii tu să stai la frig, în frig la liturghie, mai pune un covor pe jos, ca atunci când intri în biserică să simți că ești în casa lui Dumnezeu. Adică un respect minim față de Dumnezeu. Dar ce este dureros, este dureros că nu cei care vin la biserică comentează. Părerea despre biserică și îndobitocirea prin biserică o au și prin Iisus, bineînțeles că Iisus e capul bisericii. O au tocmai aceia care n-au dat în viața lor un leu la biserică sau n-au călcat în viața lor odată. Eu fi adus dricul atunci la moarte și i-au plâns neamurile cinci părinte cu slujba pe scurt că stau oamenii la restaurant, așteaptă masa. De ce vă spun lucrurile astea? Nu are biserica niciun efect negativ asupra societății. Singurul efect negativ care l-ar putea avea biserica asupra societății, dacă i-ar învăța pe oameni să fugă din calea progresului, din calea responsabilității, din calea cultului muncii, din calea seriozității, din calea moralei sau din calea adevărului. Dar atâta timp cât îi spui la un om nu-i bine așa și e bine așa, nu văd greșeala. Deci să stăm bine, să discernem, să le gândim și să nu lăsăm corabia să o poarte valurile cum vrea ea, ci să lăsăm corabia să fie dusă de cărmaciul ei de Hristos pe linia cea dreaptă. Un tânăr m-a întrebat odată un cuvânt de folos și de asta vreau să închei așa. Părinte, să-mi spuneți și mie ceva care să mă facă să fiu conștient de Dumnezeu. Băi, am stat și m-am gândit, ce să-i spun eu lui ăsta să fie el conștient de Dumnezeu? Și mi-a trecut prin minte așa. Zic, copile, ești tânăr. Sigur că patimile sau viața te îndeamnă spre un anumit confort. Fă-ți-l. Dar ții de minte trei lucruri. În toată slăbiciunea ta de om, nu-l înjura niciodată, nu-l jicni niciodată pe Dumnezeu, nu-l huli niciodată pe Dumnezeu, nu-l chema niciodată, nu-l striga niciodată, nu-l deranja niciodată. Dar lasă-l acolo cu minte să stea în inima ta ca și cum n-ar exista. Că poate vreodată, că nu ai tu nevoie de el, vine el și te ajută pentru că l-ai lăsat lângă tine. E, a fost o vorbă care am spus-o, cum ai vorbi, știu eu, un surd la un chior. N-am dat importanță, a trecut timpul. La vreo câteva luni, îl zăresc. El venise din nou la biserică. Și l-am întrebat, zic, să nu spui că mai vrei un cuvânt de folos. Nu, părinte. Am să-ți spun ceva ce n-ai să crezi. Mă duceam spre Banat. Trecea vama la Nădlac și duceam treaba lui la muncă în străinătate. Și zice, cum mă duceam? Din spate venea o mașină. Din față venea o mașină. Le-am văzut pe amândouă, cum veneau spre mine. Și m-am gândit, ce să fac? Și ziceam, tras mașina ușor, așa la primul impuls, m-a izbit una și m-a zvârlit, dar nu mi s-a atins măcar un fir de păr din cap. Deși mașina, când au văzut-o aia, au spus, zice, domnule, dar ești viu, ești întreg, dar nu mă doare nimic. Să-i dai slavă lui Dumnezeu. Aia a spus ăla, agentul de circulație aia care a venit să-l descacereze de acolo. Și zice, atunci mi-am adus aminte de cuvântul dumneavoastră. Să nu-i faci nimic, să nu-i spui nimic, să nu-i dai nimic, dar să-l lași acolo. Zice, o clipă de neatenție, părinte, și puteam să nu mai fiu. Ei, dacă ești, acum pun eu lumânare de mulțumire. A, nu, părinte, m-am dus și am dat de pomană la un azil de bătrâni, am dat de o icoană la parohie, la pictar, a devenit credincios. Deci, vezi cum Dumnezeu, dacă îl lași în pace, vine El singur și te face să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar nu trebuie nici tu să-L forțezi și să-I pui întrebări, nici El nu te obligă să-I răspunzi cum vrea El.
Pentru că dacă Dumnezeu ar vrea să ne pedepsească, spune așa, Doamne, de vei căta la fără de legi, cine se va mântui? Dar totuși la tine este milostivirea. Și un sfânt din Pateric, ca să închei ca la Pateric, a spus așa, Doamne, eu nu știu ce vreau, dar orică vreau eu, orică nu vreau eu, Tu mântuiește-mă. Amin.